Uniunea Europeană devine tot mai aproape de Republica Moldova. Asistența UE a ajuns și la nenii noi, în satul Puhăceni. În cei aproape 40 de ani de activitate, grădinița din sat nu a fost reparată niciodată, iar starea dezastruoasă în care a ajuns a dus chiar la închiderea ei pe o perioadă de aproape un deceniu. 9 ani de zile n-am activat copiii în această instituție, am activat copiii prin diferite case adoptate. Pregăteam copiii de grupurile mari și pregătitoare. Lucram în două schimburi, nu știu dacă mai lucra cineva în Moldova, cu copiii de grupa mare și pregătitoare în două schimburi ca să-i prindem toți copiii, deoarece localul era mic, totuși și copiii erau mulți. În 2004, conversând cu părinții, am ajuns la o concluzie că dacă nu renovăm instituția, o pierdem, deoarece de acum a început să se demoleze, trăiau în grădiniță mai mult șobolani. Astfel, cu ajutorul sătenilor și suportului financiar oferit de Uniunea Europeană, grădinița Andrieș a început să fie renovată. Directorul instituției ne-a spus că a apelat mai întâi la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, din care a obținut 967.000 de lei. Datorită acestui proiect am renovat acoperișul, am schimbat ușile, ferestrele, am renovat din mobilier. Acum, anul acesta, am susținut un proiect de la Guvernul României în sumă de 627.216 lei și petrecem reparații exterioare cu încălzirea pereților. Acum la creșă este dezordine, însă o dezordine constructivă. Chiar dacă afară sunt peste 30 de grade Celsius, muncitorii nu se plâng. Aceștia lucrează din greu pentru a finisa cât mai curând reparația. Nu, acasă nu e greu. Lucrăm acasă și cel mai greu când ești în străinătate, dar acasă e bine. E soare, e cald afară. Da, e soare, e cald, dar trebuie să facem și un ban și... Știu că copiii vin la să vii de grabă la grădiniță, vrem cât mai repede și ne stăruim și noi. Vrem să începe anul cu bine și vrem mai repede, de atât și e cald, pe căldură lucrăm. Locuitorii satului se bucură că după ani lungi de așteptări, copiii vor avea parte de condiții bune de educație, odihnă și joacă. Suntem mulțumite că știți cum, părinții sunt plecați psihotare, acolo tot este o mână de ajutor, e ca a doilea casă, a doilea... Am început să fac o leacă de reparație, fasadul pe afară, eu știu, sperăm să fie bine pentru nepoții noștri, copilașii. Ceva renovări s-au făcut, adică mă uit eu acum că s-a atinge apogeul la grădiniță. Sper că condițiile care vor fi mai bune pentru copii, evident că se vor răsfrânge pozitiv și asupra educării. La moment așteptăm cu nerăbdare 1 septembrie. Astfel, după un deceniu de speranță, grădinița Andrieș își va redeschide din nou ușile. Se preconizează că lucrările de reparație vor fi gata în toamnă, astfel încât cei 185 de copii din Puhăceni, anenii noi, să poată frecventa din nou creșa din sat. Elena Gușan, Timur Cârlan, NBC.